Un elicopter s-a prăbușit astăzi în zona municipiului Turda. În vehiculul aerian se aflau două persoane. Pilotul a reușit în ultimul moment să facă o manevră și să atenueze impactul aparatului cu solul. Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj a fost sesizat imediat prin 112 de câțiva martori ai evenimentului. Am intervenit cu auto specială de stingere, cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURT de transport victime multiple, precum și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Cluj. Cei doi piloți care se aflau în aparat au fost evaluați de către echipajele medicale aflate la locul evenimentului, iar unul dintre aceștia a fost transportat la unitatea de primiri urgențe de Turda, având leziuni care nu-i puneau în pericol viața și fiind conștient. Elicopterul respectiv era utilizat în activități agricole în acea zonă. O echipă a Centrului de Investigații și Analize pentru Siguranța Aviației Civile va analiza incidentul aviatic. A fost deschisă și o anchetă coordonată de procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru a stabili exact cauza care a dus la prăbușirea elicopterului.